Ministrul de Interne Marcel Vela a anunțat că primarul comunei Pătrăuți, Adrian Isepciuc, s-a ales cu dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, după ce a eliberat adeverințe pentru ca sătenii să plece la muncă în străinătate. Adeverințele arătau că oamenii n-au COVID-19. Ministrul a declarat că sucevenii din localitățile carantinate n-au voie să iasă din zona de carantină pentru a părăsi țara. În momentul de față se fac cercetări și la sediul primăriei din Pătrăuți, unde am găsit 102 adeverințe eliberate de primar. La 86 am găsit doar duplicatul, iar la 16 dublul exemplar. Fac acest anunț și pentru alți primari din zona carantinată că edilul din Pătrăuți, Adrian Isepciuc, are dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, a declarat Marcel Vela sâmbătă la Antena 3. Ministrul Vela susține că cel mai probabil sătenii care au plecat la muncă în străinătate au fentat filtrele poliției, alegând alte rute pentru a ajunge la aeroport. Dacă cei care au ajuns la Cluj au apucat să se urce în avioane și să zboare spre Germania, unde lucrează ca muncitori sezonieri la cules de sparanghel, cei care au ajuns la aeroportul Sibiu au fost întorși din drum. 9 persoane din Pătrăuți au fost aduse acasă sub escorta poliției. Totodată s-au ales cu dosare penale și fiecare dintre cei prinși a fost amendat cu suma de 20.000 de lei. În plus, Inspectoratul de Poliție Suceava a mai anunțat că a întors din drum un autocar care transporta localnici din comuna carantinată Bosanci spre aeroportul Iași. Șoferul autocarului a încercat să evite filtrele de pe drumurile principale. Toți cei implicați au fost amendați și s-au ales cu dosare penale.